enervează ce am spus și de asemenea simt mult lipsa unui, să nu se supere nimeni pe mine, a implicării generațiilor foarte tinere. Nu aud vocea celor care au 22, 23, 24 de ani, care trebuie să fie proaspeți și care încă nu sunt așa hârșâiți ca noi. Ei au aripile. Unde le au? Eu vreau ca să-i ajut să-și păstreze aripile. Dar vocea lor nu aud. Poate că voi o auziți. Eu nu aud destul și, cum am mai spus la un moment dat, cred că ar avea multe de spus.